Circulația auto, desfășurată pe anumite zone ale municipiului Giurgiu, reprezintă în anumite fragmente orare ale zilelor lucrătoare un adevărat calvar pentru șoferi, iar când vine vorba de găsirea unui loc de parcare, situația se complică. Starea, de fapt, îngrijorează cu atât mai mult cu cât astfel de probleme devin din ce în ce mai multe, ele sunt semnalate la vremea apariției lor, dar rezolvarea acestor cazuri nu pare a da bădăi de cap municipalității. Concret, o astfel de circulație anevoioasă și cu parcare greu de efectuat din cauza aglomerației este cea întâlnită în perimetrele străzilor Călugăreni și Doctor Inginer Marin Drăcea. Aici își au sediu Serviciul Județean de Evidență a Persoanei și cel mai cunoscut furnizor de energie electrică din această zonă a țării. Aflată în imediată apropiere a pieții, la doi pași de Biroul de Evidență Operativă a Persoanei și la unul dintre difuzorii de energie electrică, zona nu este singura din Giurgiu în care circulația se desfășoară anevoios, iar parcarea rămâne o problemă. În această parte a orașului, ca și în altele de altfel, nu indicatoarele de circulație sau politețea rutieră de care ar da dovadă giurgiuvenii rezolvă problema, ci o intervenție concretă și abilitată a gospodarilor urbei. Cât despre locuitorii zonei și cei ai Giurgiului, aceștia sigur și-ar dori o circulație fluentă și locuri de parcare în plus create.